Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook, ca de obicei. Astăzi, în Piața Victoriei, vă ținem la curent, ca de fiecare dată în ultimele trei săptămâni, cu ceea ce se întâmplă în acest război pornit de Rusia împotriva Ucrainei și lărgim cadrul un pic. Astăzi discutăm și despre cum va schimba lumea acest război. Pentru că, sigur, există schimbările imediate, există realitatea din teren, există planul negocierilor, al sancțiunilor și așa mai departe, există planul consecințelor din perioada imediat următoare, să spunem așa, dar există și un plan mai larg, cu bătaie lungă, în care discutăm despre o nouă ordine economică și geopolitică mondială, nici mai mult, nici mai puțin, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi nu poate și nu are cum să rămână fără aceste efecte pe termen lung. Pe de o parte avem planul economic, social, dacă vreți, la ce crize de alimente și materii prime ne putem aștepta, la ce mișcări de populații, la ce tip de consecințe asupra unor națiuni ale lumii, altele decât cele implicate în conflict, altele decât cele implicate de pe margine, dacă vreți, în plan diplomatic în acest conflict. Și, pe de altă parte, avem planul securității globale, pentru că ordinea lumii a fost zguduită de cele întâmplate, o țară ca Rusia, fondatoare a Organizației Națiunilor Unite, membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU. Iată această instituție fundamentală născută după al doilea război mondial ca să apere securitatea națiunilor planetei. Rusia este tocmai cea care încalcă toate principiile astea și zguduie din nou Europa și lumea cu un nou război. Așa că ne întrebăm cum pot fi impuse pe viitor mecanisme de securitate care să prevină astfel de episoade. Invitații acestei ediții îi salut profesorul de economie Mircea Coșea. Bună seara, mulțumesc foarte mult! Bună seara! Și profesorul Marius Văcărelu, specialist în geopolitică. Bună seara, mulțumesc de asemenea pentru prezență. Încep cu dumneavoastră, domnule Marius Văcărelu, pentru că ne uităm și la realitatea zilei, iar ea ne arată că Ucraina vorbește, a început să vorbească, Rusia de asemenea a început să vorbească despre neutralitate, un set de garanții de securitate obligatorii. Este asta ușița de ieșire din situația asta pe care Occidentul i-o acordă lui Putin ca să se termine tragedia asta cât mai curând? Parțial da, parțial nu, dintr-un motiv foarte simplu. Momentul în care s-au tras arme, nu s-au tras lovituri de artilerie, în momentul respectiv relația între oameni, de fapt, între cetățenii celor două state, s-a modificat. Mental vorbind, în momentul de față, nu mai este aceeași Ucraina, nu mai este aceeași Federație Rusă. Ori consecințele acestei situații vor reverbera pentru mulți ani de acum încolo, cel puțin o generație, dacă nu chiar mai mult. Iar efectele acestea sunt însă și importante și pe planul ierarhiilor de putere, pentru că în aceste luni, în mod special în Ucraina, dar nu numai în Ucraina, se creează o nouă elită pentru alegerile următoare. Atenție, e un aspect pe care trebuie să avem în vedere. Eroii de astăzi sunt, de fapt, viitorii prim-ministri sau miniștri sau chiar președinți de țară de peste 5, 10, 15 ani. Ucraina a cerut Rusiei niște garanții de securitate absolute și respinge ideea unui model al neutralității suedeze sau austriece, așa cum propune Moscova. E poziția oficială a Ucrainei în acest moment. Ce înseamnă asta? Că nu trebuie să fie o neutralitate suedeză sau austriacă? Explicați-ne, vă rog, domnule Văcărelu, un pic. Neutralitatea mai întâi aș începe cu cea austriacă. După cum știți, a fost după al doilea război mondial, teritoriul Austriei a fost practic într-un fel împărțit între marile puteri care au învins Germania și în 1955 s-a semnat un tratat prin care s-au retras și unii și alții, iar Austria a fost considerată un teritoriu neutru și pentru a-i se întări această neutralitate, mai multe instituții ale ONU au primit, sau ale Națiunilor Unite au primit în general un sediu sau ori central, ori un sediu secundar, au primit la Viena. Deci a fost o chestiune care a jalonat într-un anumit mod această construcție. Suedia are o altă construcție politică și geopolitică, pentru că Suedia nu a fost un imperiu
precum au fost austriecii, nu habsburgii. Și Suedia, după cum știți, a avut la un moment dat, o lungă perioadă de timp, a avut Finlanda sub stăpânire, care la 1809 a intrat sub stăpânirea Imperiului Țarist. Deci, perspectivele au fost diferite în această situație și prin faptul că, să nu uităm acest lucru, Austria era o țară, totuși, o țară terestră, fără ieșire la mare, care nu avea perspective din această direcție, pe când Suedia avea în apropiere Marina Britanică și Marina Americană. Da, mai rămân la dumneavoastră câteva clipe și merg imediat și la domnul profesor Coșea, că vreau să aflu ce înseamnă că ar trebui ca Rusia să dea garanții de securitate obligatorii. Partea ucraineană vorbește de un acord rigid cu un număr de state garant care își asumă obligații legale clare ca să prevină alte atacuri asupra Ucrainei. Câtă încredere poți să ai în așa ceva când, repet, Rusia, țară, cum să spun, care și-a asumat după al doilea război mondial rolul ăsta de a face parte din mecanismele planetare de securitate, le-a încălcat copios. De ce am mai crede? Gândiți-vă la memorandumul de la Budapesta, nu? 1994. Așa. Gândiți-vă, spre exemplu, nu că ONU cu adevărat nu a funcționat în acest sens al securității decât de două ori. Odată în 1950, când a fost intervenția în Coreea, dar atunci pentru că Uniunea Sovietică s-a retras, nu a votat, nu a acceptat un anumit tip de tratament, și a doua oară când a fost de vorba de invazia Kuwaitului de către irachieni. În rest, marile puteri și-au menținut propriile viziuni și nu au acceptat amestecul celorlalți. În realitate, să fim totuși obiectivi. Faptul că ai prevăzut ca 5 țări au putere de a bloca mecanismele ONU, de fapt ai făcut ca organizația respectivă să fie în realitate născută aproape moartă. Nu existau alte posibilități. În momentul în care există competiție geopolitică între marile puteri, știi foarte clar că atunci când interesul lor este mare într-un anumit punct, vor vota conform acelui interes și va bloca, și se vor bloca, practic, multe perspective chiar bune de dezvoltare. Bun, și atunci ce încredere să ai într-un astfel de acord? De acum? Punctual? Nu știu, dacă. Stați puțin, acum se discută, nu uitați, se discută și din punct de vedere al unui joc media, al unui joc de imagine. Acest lucru, iarăși, nu trebuie negat și nu trebuie uitat. Dar, pe fond, teritoriul este în clipa de față supus loviturilor, pe o parte, pe de altă parte, fiecare se laudă că a distrus mai multe arme din partea cealaltă. Există discuții legate de ce înseamnă neutralitate în raport de ce tip de granițe, dacă vor exista sau nu republici independente cumva în cadrul, mă rog, nu independente, autonome în cadrul Ucrainei sau nu. Deci discuțiile sunt mai degrabă în clipa de față de tatonare. De vreme ai soldați pe teritoriul respectiv, nu poți spune foarte multe lucruri. Și aici aș mai spune un lucru. Atenție, în clipa de față, marina comercială ucraineană nu are foarte multe opțiuni de lucru. Da? Deci, câte vreme este export, ce export poți să faci nu pe mare sau ce import poți să faci pe mare? Deci, problema este că la momentul în care se va termina cu adevărat acest război, vom vedea calculele reale ale puterii economice pentru cele două țări și vom avea niște surprize destul de neplăcute, poate, față de ceea ce aveam în minte în luna ianuarie 2022. Bun. Apropo de calculele economice, domnule profesor Coșea, avem planul ăsta imediat al sancțiunilor, care, mă rog, așteptăm să producă efecte. Avem în jur planul ăsta al panicii unor țări ca România, de pildă, că nu se vor mai putea aproviziona cu alimente, cu materii prime, cu gaze și așa mai departe. Primesc niște răspunsuri punctuale, imediate, situațiile astea și să zicem că de bine de rău o perioadă o traversăm cu bine. Dar vine acest avertisment al Fondului Monetar Internațional, care spune invazia Rusiei va afecta întreaga economie mondială prin încetinirea creșterii economice, prin creșterea inflației și poate remodela fundamental ordinea economică globală pe termen lung. Explicați-ne puțin, vă rog. Vedeți, schimbările astea de care se vorbește, nu vorbesc de resetare, cum se zice acum, dar schimbările astea au început mai de mult. Ele au început cu vreo 20 de ani în urmă. Le-am văzut, dar nu s-au luat măsuri. Schimbările au fost atacate, ca să spun așa, pentru prima oară, sub președinția domnului Trump. Pentru că atunci apărea o situație foarte specială, și anume modelul global al dezvoltării, neoliberal, pe sistemul win-win, toată lumea câștigă, sigur, în proporții diferite, toată lumea câștigă, începuse să aibă niște efecte contrare, la care nimeni nu se gândise până la acea dată. Și anume, delocalizarea capitalului în țări care trebuiau să furnizeze mâna de lucruri ieftine și, în consecință, produse și servicii mai ieftine pentru piețele occidentale, aceste țări în care se delocalizase capitalul au început să devină
într-o situație de supremație față de țările care exportaseră capitalul, mai ales din punct de vedere al tehnologiilor de vârf. Trump și-a dat seama de acest lucru, de fapt el a luat în considerare acest lucru, Obama și-a dat și el seama, dar n-a avut puterea ca să ia nicio măsură, și Trump a declanșat ceea ce noi cunoaștem ca fiind războiul comercial dintre Statele Unite ale Americii și China. Pe fundalul unui atac foarte puternic pe care Statele Unite l-au dat la Organizația Mondială a Comerțului, care tolera o anumită atitudine neconformă cu o piață liberă a Chinei. Din mai multe puncte de vedere, nu intrăm în amănunte acum. Da. Deci asta a fost prima schimbare, o schimbare care a adus surprinzător daune și economiei americane. Calculele arată că economia americană a pierdut destul de mult în termen de bani, de surse de consum și de investiții, dar a reușit pe anumită perioadă să stopeze avansul ăsta extraordinar pe care luase China. E, ce se întâmplă acum este un lucru mai complicat, pentru că el începe să aibă aspectele unor schimbări de orientări pe termen mai lung. Nu am niciun fel de teamă în legătură cu prețul materiilor prime sau al grânelor. Atacurile astea care sunt acum mediatice de la diferite foruri foarte speciale, atențiune, va veni foame, chiar va fi foarte scump, nu sunt de luat în seamă cu prea mare seriozitate, pentru că omenirea are astăzi posibilitatea ca să suplinească ceea ce se pierde prin exportul ucrainian-rus la cereale, chiar și la anumite materii prime importante. Problema este în schimbarea orientării pe care o anumite zone o au. În Asia Pacific, acolo există o orientare foarte clară de regionalizare locală sub conducerea Chinei, celebrul tratat de liber schimb care s-a semnat acum un an și ceva, în noiembrie, între 27 de țări. Încă nu este foarte eficient, dar arată faptul că aceste țări, unele de orientare politică diferită, înțeleg că e nevoie de o trecere puțin mai liberă de sub supremația economică americană. În Europa încep să fie contestate aceste direcții, aceste axe ale dezvoltării viitoare, în principal Green Deal-ul. Iar lucrul cel mai important este acela că probabil această criză va accelera într-o manieră foarte specială politicile europene de micșorare, poate chiar a eliminării pe termen de 10-15 ani a dependenței de energia rusească. Deci lucrurile se schimbă cu anumite sacrificii acum, pentru că orice schimbare la început cere sacrificii, va fi o schimbare de comportament, consumerismul va fi atacat din anumite puncte de vedere, iar generațiile care s-au obișnuit să trăiască prin mall-uri și prin supermarketuri vor observa o anumită tendință spre alt tip de consum, spre alt tip de orientare, spre alt tip de viață, dar lucrurile se vor relua din acest punct de vedere, nu însă, și asta cred că ar putea să șocheze, dar nu însă izolând Rusia în mod definitiv. Rusia nu poate fi izolată în mod definitiv. Rusia trebuie adusă la ordine, cum se spune acum, adică trebuie să se întâmple ceva ca ea să intre în niște chinci ale ordinii internaționale. Asta probabil se va întâmpla, dacă se va întâmpla, prin schimbarea actualii conduceri de la Kremlin. Ceea ce este de discutat este faptul că aceste schimbări, care, după părerea mea, nu sunt extraordinare, noi intrăm într-o altă epocă, deși se scrie mult și pe tema asta, aceste schimbări nu sunt luate în seamă în România. Adică anumite țări deja se pregătesc pentru o trecere la alt tip de dezvoltare, încep să facă alte strategii în care nu mai este la modă, să zicem, valoarea forței de muncă, ci valoarea logisticii informatice și a rețelei tehnologice, pe când la noi lucrurile merg într-o direcție care, a spune, este de pompier, încercăm în fiecare zi să mai salvăm câte un mic incendiu care apare pe undeva, dar ne ferim să intrăm în marele incendiu care paște economia României, condamnată la o situație foarte complicată, aceea a rămânerii la periferia unui model global, pentru că ea are o structură foarte înapoiată. Este o structură de categoria 1,5-2 a revoluției industriale, este manufacturieră în mare parte, este energofagă, vedem ce se întâmplă cu energia acum, este incapabilă să-și valorifice resursele interne, ori ar fi cazul ca și la noi să existe o atenție mai mare la ce se întâmplă în jur, să ne uităm puțin și peste gardul Uniunii Europene, în zona extracomunitară,
pentru a ne adapta la schimbările care o să aibă loc. Da, Marius Văcărelu, interesantă ideea asta că Rusia trebuie de acum încolo ținută în chingile ordinii internaționale, cum spune domnul profesor Coșea. Cum poate fi readusă Europa, întreaga planetă de altfel, la respectarea unui echilibru al forțelor, acea arhitectură de securitate care, iată, nu i-a mai convenit Rusiei și pe care încearcă să o schimbe cu tancuri și cu bombe acum? Adică cum facem să nu mai fim la îndemâna unui lider cuprins de un delir politic din ăsta revizionist, imperialist, care calcă în picioare dreptul internațional? Am să vă dau un răspuns care nu știu dacă o să vă satisfacă foarte mult. Când cineva are în mână o bâtă, iar celălalt nu are nimic, da, jocul este stabilit de cel care are bâta respectivă. E o politică pe care o cunoaștem de mii de ani, nu s-a întâmplat nimic nou. Ideea este că... Acum, întrebarea e cine are bâta, iertați-mă că poți interpreta în ambele feluri. Ai o bâtă că bați Ucraina sau ai o bâtă de partea cealaltă a Occidentului care te bate prin sancțiuni și chiar poate printr-o escaladare militară? Da și nu. Aici pot să spun pentru că am fost de peste 20 de ori în Federația Rusă și am văzut nu doar Moscova, ci și alte localități. Foarte mulți cetățeni, și în România și numai în România, nu izbutesc să înțeleagă Rusia dintr-o perspectivă pur și simplu teritorială. Țara este imensă, orașele sunt foarte mari în anumite situații. Vă dau un exemplu. Există stații în Moscova de metrou în care dintr-o stație la alta mergi 7 sau 8 minute cu metroul, fără pauză, ca să vă imaginați. Deci este ceva ceea ce nu poți întâlni nicăieri în Europa, în altă parte. Și perspectiva lor de raportare la posibilitățile proprii economice este alta decât cea pe care o avem noi. Bun. Mai ales că, în general, economia foarte mult nu a contat pentru conducătorii, pentru liderii ruși, a contat mult pentru cetățeni. Doar un exemplu, mă rog, semi-banal. Înainte de 1989, speranța de viață în țările comuniste era în medie cu 8 ani mai mică decât în țările vestului Europei. Da? Deci era o situație pe care o vedeai într-un anumit mod. Au existat niște corecții după 1990 și în Federația Rusă, dar pandemia le-a dat înapoi cu aproximativ 2 ani. Deci speranța de viață a scăzut în ultimii 2 ani, tot cu 2 ani, 2 ani și ceva. Anul trecut s-a înregistrat în Federația Rusă cea mai mare pierdere de oameni, deci de vieți omenești, în primul rând ca urmare a pandemiei din 1945 încoace, spre să înțelegeți, dar prin dimensiunea foarte mare a țării, există o situație în care, de fapt, avem mai multe țări în interiorul unei țări. Bun. Astfel încât dacă protestează niște oameni la 1000 de kilometri de Moscova, e important fără îndoială, da? Dar nu afectează atât de cât Moscova. Dar dacă Moscova protestează, se schimbă tot regimul politic al țării. Da, ori să faci să protesteze Moscova este una, pentru că evident și atenția guvernului este mult mai mare pentru capitală tocmai din acest motiv, vă dați seama, da? Și în general, dacă vă uitați, în proporție de 75%, sediile sociale ale companiilor ruse sunt în Moscova, ceea ce înseamnă că inclusiv contribuțiile la bugetul de stat și alocările în ce privește salarizarea sunt mult mai mari în Moscova. Deci astăzi, practic, ai o populație de aproximativ 20 de milioane de oameni, într-un fel sau altul, mai bine protejată economic decât restul țării. Faptul că vor fi mai mult sau mai puține restaurante, că deja prețul în restaurante, prețurile au crescut peste 40% în ultimele zile. Da, e o realitate, dar nu toată lumea merge la restaurant, chiar în mod probabil. Bun, și nu toată lumea își cumpără smartphone-uri și așa mai departe. Aici sunt de acord cu dumneavoastră, dacă îmi permiteți chiar o mică presupunere, mă gândesc că oricât ar fi de strâmtorați de acum încolo, rușii și cei din Moscova și cei din alte orașe sau sate, poate că vor pune mai presus prestigiul imperial al Rusiei, chit că le place sau nu le place Putin personal, chit că le plac sau nu smartphone-urile sau McDonald's-ul sau mai știu eu ce, dar vor strânge din dinți, așa cum au mai făcut-o în istoria lor, de dragul acestui prestigiu imperial. Greșesc, oare? Într-un fel da și într-un fel nu. Mai concret, vedeți, faptul că doar cu 30 de ani în urmă Uniunea Sovietică a dispărut cu totul, da? A fost un șoc pentru foarte mulți oameni. Și cei care trăiau și aveau măcar 15 ani în 1991, când s-a dispărut Uniunea Sovietică, sunt majoritari în clipa de față, au de la 45 de ani în sus. Deci a existat un fel de traumă, fără îndoială, dar oamenii nu uită totuși că anii pe care au trăit, și anii 80 și anii 90, care au fost foarte grei pentru Federația Rusă, în 1998, domnul profesor își amintește foarte bine despre crahul bancar pe care l-au avut, spre exemplu, da?
Deci au trecut prin niște momente grele și cumva au înțeles mult mai mult valoarea economiei, valoarea propriilor servicii, adică gândiți-vă, spre exemplu, câți tineri ruși au studiat după 2000, mai ales în Marea Britanie, în mod special. De ce? Pentru că au avut bani și banii respectivi au investit în studii, în proprietăți, în vestul Europei. Deci undeva unde climatul social a fost net diferit. Pentru acești oameni, restricțiile de acum sunt destul de dificile și în același timp reprezintă și o decuplare cumva al unei imagini a țării. Pentru omul obișnuit care n-a prea ieșit din țară, contează și nu contează, dar nu atât de mult contează imperiul, pentru că o bună parte din ideea de imperiu a dispărut în 1991. De fapt, în 1989, de fapt, vă dați seama, și în 1991 dispare țara. Deci, în 3 ani de zile, mai puțin de 3 ani de zile, harta Europei s-a schimbat la un nivel cum nu s-a mai întâmplat vreodată până atunci. Deci, nu aș considera atât de mult aspectul imperial. Mai ales că, atenție, mai există în clipa de față o țară, de fapt, un profesor iarăși a subliniat foarte atent acest lucru, care în ultimii ani s-a ridicat enorm și care poate însemna o altă formă de imperiu, China. Da. Da? O slăbiciune puternică a Federației Ruse înseamnă, de fapt, un avantaj destul de interesant și niște ochi foarte interesanți în care Beijingul îi poate arăta nu doar către lacul Baikal, da? Unde poate știți sau nu știți, este o întreagă problemă în clipa de față privind alimentarea cu apa Chinei și se încearcă în alimentarea din lacul Baikal, care este cel mai adânc din lume și unul dintre cele mai importante rezervoare de apă dulce la nivel global, ci și față, poate, putem ști și față de alte orașe. Aici v-ar putea spune o situație legată de scandalul care a fost anul trecut în referințele privitoare la orașul Vladivostok. Au fost o referință făcută către ambasada Federației Ruse de la Beijing într-un anumit mod. I s-a răspuns de către un diplomat de la un consulat chinez, culmea din Pakistan, legat de numele și teritoriul respectiv. Deci, putem să ne gândim la foarte multe lucruri. Vă dați seama, estimările sunt în clipa de față la Beijing, foarte multe variante pe care le-au pe lucru și nu le știm cu adevărat. Dar tot contextul în sine aduce, în realitate, problematica imperiilor nu doar în Europa, ci o aduce la nivelul mai multe continente. Mă întorc, domnule Coșa, la ideea că Rusia ar trebui readusă într-o limită în acele chingi de care vorbeați. Dar din perspectiva economică mondială, cum se poate face lucrul ăsta ca să nu asistăm ciclic la ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul anilor 90. Occidentul se deschidea spre Rusia, zicea veniți și gustați din toate beneficiile noastre, numai că societatea pe ansamblu a fost sau s-a simțit pierzătoare din povestea asta. Cum să facem să n-ajungem iar acolo și iar să se ridice o țară cu pretenții de felul ăsta? E greu de făcut ceva, pentru că s-a mers pe un drum greșit, după părerea mea. Uniunea Europeană, mai ales Germania, și-a ales un drum care avea ca scop important competitivitate. Germania trebuia să fie și a fost și este una dintre cele mai competitive economii din lume, bazate însă pe un lucru foarte clar și foarte simplu. Energia foarte ieftină din Rusia. Nici o țară europeană n-a avut pe o perioadă îndelungată acest sold, această reducere a prețurilor energiei de care a beneficiat Germania. Germania și-a clădit însăși teoria noii energii pe acest lucru. Amintiți-vă că a renunțat la energia nucleară, având în vedere aprovizionarea foarte ieftină cu gaz din Rusia. Pentru Rusia însă problema e mai complicată, pentru că din punct de vedere al clasificării macroeconomice, Rusia e aproape o țară slab dezvoltată, pentru că ea își bazează PIB-ul pe export de materii prime și de energie. Energie sub formă de gaz și petrol. Da. I-am mers pe acest drum pentru că e foarte convenabil. Tehnologia foarte avansată în extracție a venit din Germania. Resursele pe care le are sunt foarte puternice. Își permite să facă din gaz și din petrol o armă politică. Deci, în momentul de față, problema este ce va face Rusia. Aici eu totuși pun accentul pe cetățeanul rus. Partea aceasta cu teoria imperială e valabilă și asta cred că va trebui să fie luată în calcul, nu numai la ruși, la austro-ungari și la alții, la turci, spre exemplu, la chinezi. Mă aștept și la japonezi, dar cetățeanul rus din marile orașe, și aici e foarte clar, domnul profesor spunea foarte clar, e diferențe, sunt țări în țări, țări în țară. Inteligenția rusească din marile orașe
de câțiva ani de zile, care sunt aproape 20-25, trăiește într-o lume care are anumite note de occidentalism. Adică clasa medie rusească își petrece concediile în Occident, în Turcia, în Grecia, chiar pe coasta de Azor, au cele mai importante și mai fashionable magazine și lanțuri de aprovizionare, s-au obișnuit cu o anumită libertate de informare, chiar dacă nu atât de mult ca în alte țări, s-au obișnuit să mai aibă și contestatari câteodată care mai ies în stradă. Cred că ceea ce se întâmplă acum în Rusia e un atac direct la acest mod de viață care tindea să mulțumească clasa mijlocie, inteligenția rusească. Vedeți, puterea de cumpărare a căzut într-o zi cu 40%. Da. Marile branduri s-au retras. Apare un fenomen extrem de periculos. Retragerea din Rusia a unităților productive face ca să crească șomajul. Toate acumulările în valută pe care rușii le-au făcut sunt blocate sau pe care le-ar fi blocate. Cărțile de credit nu mai merg. Există o psihoză acum în lume care îl condamnă pe rusul de rând ca fiind de rudă cu Putin. Toți sunt vinovați pentru ce se întâmplă. Rusia este blamată peste tot. E oaia neagră a Universului și cred că nu convine asta cetățeanului care nu are nimic de a face cu așa ceva. Deci, ca să folosesc o expresie urâtă, dar care a circulat în România pe timpul copilăriei mele, este că astăzi eu cred că nu mai putem vorbi despre ruși ca fiind populația lui Davai Ceas. Au evoluat. Ori această evoluție, în condițiile în care Rusia intră într-o perioadă economică extrem de dificilă, ar putea să schimbe oarecare, într-o oarecare măsură, nu știu cât de mult, dar oricum poate să fie un factor care să ducă la conștientizarea decidenților politici că această administrație a lui Putin va trebui să fie schimbată cât mai repede și atunci asigur că Rusia va intra iar în normele jocului, pentru că pe o perioadă de aproximativ 20 de ani, deci două decenii, Rusia nu poate renunța la exportul de energie. Dacă renunță la exportul de energie, economia rusească cade. Au încercat să facă ceva. De acum 10 ani de zile, Rusia a avut programe extrem de bine finanțate pentru promovarea unor industrii de armament foarte moderne. N-au reușit în mare parte, iar multe dintre contractele care erau semnate deja pentru aviane de luptă Suhoi au fost revocate pentru că n-au dat rezultatele scontate. Deci nici aici n-au putut să meargă mai departe. A existat o importantă ofensivă rusească din punct de vedere economic pentru a intra în marile afaceri financiare ale lumii. Au capital în foarte multe bănci, sub diferite steaguri, sub diferite nume, e greu de sancționat, asta trebuie ca să știm. Pe de altă parte, cred că așa numiți oligarhi sunt de fapt niște personaje create de ruși pentru a putea investi în exterior sub nume și nu sub țară, pentru că investițiile rusești enorme pe coasta de Azur, în nordul Africii, în Marea Britanie, mă rog, în foarte multe părți ale lumii, nu se puteau face de către statul rus, au făcut de către aceste persoane. Deci, pe de o parte, efortul pe care l-a făcut Rusia de a sublina aceste sancțiuni nu trebuie să fie subestimat. Sancțiunile care s-au luat nu vor avea efectul scontat. Ele vor fi teribile, dar nu vor duce la îngenunchiarea totală a Rusiei. Pe de altă parte, aceste sancțiuni au dublu efect. Vor avea din ce în ce mai mult efect în țările care le-au promovat. Deja, uite, noi astăzi, suntem o victimă colaterală. Fabricile care aparțin unui oligarh rus în România nu mai plătesc salariile. Sunt vreo 2000 de oameni care nu au salariu. Deci lucrurile astea se îngemânează în asemenea formă. Trebuie probabil să ne asumăm niște costuri, la fel cum se pune problema să ne asumăm niște costuri și legate de confort în privința gazelor, consumului de gaze, de pildă, nu? Să fie calculate în funcție de beneficiu. Da. Există teoria cost-beneficiu. Cât câștigăm dacă ne asumăm aceste costuri și cât câștigăm noi, ca țară, mă rog, care suntem cum suntem. Deci lucrurile sunt extrem de complicate
Și ceea ce este imposibil de făcut azi este o predicție. Ce se va întâmpla? Nu știu ce se va întâmpla, nici da. Măcar economic. Statele europene, Statele Unite, par să-și asume rolul ăsta pe termen scurt de a compensa pierderile astea, să zicem. Marius Văcărelus, ne aflăm într-o paradigmă care sună cam așa, o auzim de la liderii occidentali. Rusia a pierdut oricum, indiferent de rezultatul acestui război din Ucraina, Rusia a pierdut oricum. Rusia e un paria, Rusia nu mai poate sta la masă ca un partener credibil, Rusia trebuie pusă la colț și stau și mă întreb dacă nu cumva paradigma asta, care, mă rog, poate fi aplicată pe moment, nu o să ducă după alții 15-20 de ani la o Rusie la fel ca cea de azi. Adică tratarea Rusiei, sigur, pe bună dreptate în logica asta, ca un stat criminal care trebuie să sufere de pe urma acțiunilor sale, nu știu dacă nu va duce după o perioadă de calm la aceeași situație. Ce trebuie făcut totuși? Unde s-a greșit înainte, ca să zic așa, ca să nu se mai greșească din nou? Aici aș putea să continui cu o frază a lui Winston Churchill, care, întrebat după al doilea război mondial, dacă se vor mai face aceleași greșeli care au condus, nu, la începerea conflagrației respective, a spus așa, cu siguranță acele greșeli nu le vom mai repeta, da. Dar vă asigur că vom face altele noi. Exact. Deci lucrurile sunt clare în direcția asta. E mai complicat de spus, pentru că foarte mulți oameni în zona politică europeană au devenit în ultimii 20-25 de ani din ce în ce mai neprofesioniști, sau mai exact, mai slabi administratori ai propriilor țări, pentru că au intrat într-un fel de joc, cu tot respectul, mai degrabă un joc media, da? Un joc al imaginii și atât, și mai puțin un joc al profunzimii, un joc al structurilor de analiză și într-o perspectivă a, mă rog, a dezvoltării statului și a gândirii, de fapt, a unor etape de Revoluția Industrială, Revoluția numărul 4, cum se discută acum. Asta ar fi o problemă. A doua, legat de faptul că o bună parte din elita politică a Federației Ruse de astăzi este în jurul vârstei de 70-72 de ani. Vladimir Putin va împlini în octombrie 70 de ani, Sergei la 72, dacă nu mă înșel. Ministrul Apărării are 67 sau 68, șeful Marelui Stat Major are 65. Deci există, va exista la un moment dat, în curând, în fel sau altul, și poate că aceste zile, mă rog, nu vor grăbi, dar oricum vor pune un anumit accent pentru o schimbare a elitei într-o altă formulă, o altă formulă cu altă vârstă. Hey, aici nu este foarte clar de unde va proveni această elită, e un lucru important. Doi, ce mecanisme mentale va dezvolta această nouă elită care va fi când va fi, referitor la aceste evenimente din această perioadă. Da? Asta e întrebarea, dacă va dezvolta alte mecanisme mentale decât alea care au ghidat Rusia în ultimii 300 de ani. Într-o formă sau alta. Că trebuie să fie un imperiu, că trebuie să aibă zone de adâncime, tampon, că trebuie să controleze, că trebuie să aibă sferă de influență și așa mai departe. Aici nu sunt 100% de acord cu ideea că în ultimii 300 de ani conducătorii fie de la Moscova, fie de la Petersburg au acționat unitar. Eu ar trebui să fac o explicație care ar dura probabil o oră sau mai mult. Bun, unitar nu, dar într-o formă sau alta. Ideea este că elita rusă, așa cum provine ea în clipa de față, este în mare măsură o elită administrativă mai degrabă și mai puțin, spre exemplu, o elită care să provină dintr-un mediu economic deschis, o elită care să provină din universități. Iarăși, spre exemplu, dacă ați văzut, a fost în urmă câteva zile un apel semnat de către absolut toți rectorii universităților din Federația Rusă, care au spus, doamne, susținem țara, susținem președintele, ceea ce evident a fost foarte criticat de, vă dați seama, de foarte mulți oameni din comunitatea academică și internă, internațională. Deci, câtă vreme tu ai un anumit tip de structură a puterii acum, iar mecanismele de reînnoire, de exemplu, universitară, nu sunt foarte, cum să spun, nu sunt foarte active, mai degrabă și așa, e greu de crezut că noile elite vor fi foarte, cum să spun, foarte atente sau vor fi foarte înțelepte. Da, da. Eu. Pentru că aici e o problemă. Un lucru pe care e bine ar fi să subliniem. N-am avut manual de trecere de la comunism la democrație în 1990, cum iarăși nu avem un manual, spre exemplu, de comportare față de... Acum nu mai avem manuale de comportare față de state care au acte de agresiune în față de celelalte. Da? După 1990, aproape că nimeni nu-și mai imagina că ar mai putea fi un război. Iar ce a fost în Iugoslavia, spre exemplu, sau undeva prin Africa, Asia, a apărut ceva așa... Foarte local, da.
Da, de excepție, rural, rural, primitiv, dorea, sunt și ăștia de la asta, că ușor, ușor îi învățăm și pe ei să treacă din treaba asta. Ori acum, nu, practic, trebuie să dezvolți un alt tip de manuale, să zicem așa, și aici e discutat inclusiv la nivelul țărilor noastre, din noi Europa, spre exemplu, ce fel de elite pregătim pentru următorii ani. Da. Rămânem cu ideea asta că ține foarte mult de tipul ăsta de mental și de elitele care trebuie să genereze tipul ăsta de mentalitate. Vreau să mai întreb ceva pe domnul profesor Coșa, ne apropiem de final. Dacă toată povestea asta care se întâmplă acolo în plan economic poate produce mișcări sociale, mișcări de populație, neajunsuri în țări din Africa, din Asia, din Asia, care să din Orientul Mijlociu, care să se întoarcă într-o formă sau alta și împotriva Occidentului, care, iată, aplică sancțiunile astea? Este foarte posibil. Cred că așa va fi, pentru că exporturile astea mari pe care Rusia și Ucraina le făceau în ceea ce înseamnă alimente, nu se îndreptau spre Europa, se îndreptau spre aceste țări pe care le-ați menționat. Da. E foarte greu să fie substituit acest export acum. Australia are anumite rezerve, ar putea să intre în joc, Statele Unite la fel, dar la alte prețuri, la prețuri mult mai mari. Deci, așa cum se vorbește acum destul de des în literatura occidentală, de vreo două săptămâni, au apărut aceste accente aproape apocaliptice despre reîntoarcerea la foamete, reîntoarcerea la hoarde de migrații, sfârșit. Deci, da, se poate întâmpla să fie și așa ceva, pentru că ruperea asta bruscă a unei situații și incapacitatea înlocuirii cu ceva măcar identic, dacă nu mai bun, duce la probleme politice și sociale complicate. Intrăm, oricum, într-o epocă, după părerea mea, de destabilizare politică și socială, care se bazează pe o destabilizare economică globală, ceea ce noi credeam că este stabil și că vom merge mai departe cu creștere economice, ne comparam cu tigrii Europii în sus, în jos, câte procente, lucrurile astea încep să fie înlocuite cu dorința de a supraviețui. Adică se intre într-o economie, o numită economie de război, prelând termenul de la alții mai deștepți din literatura americană, care înseamnă, de fapt, grija pentru ziua de mâine prin stocuri și siguranță alimentară și energetică. Probabil că asta se vor gândi de acum înainte acești mediocri conducători ai noștri, cum spunea domnul profesor, la nivel mondial ai noștri, nu numai în România, și incapacitatea lor de a rezolva problema va duce la nemulțumire. Asta e aproape sigur. Cine știe ce extreme vor apare, cine știe ce mișcări foarte puternice, destabilizări profunde, trebuie să ne așteptăm, așa cum spuneam, la epocă în care planuri mari economice, așa numitele business planuri naționale, rămân în suspensie pentru că impredictibilitatea este la ordinea zilei. Da, mulțumesc foarte mult pentru punctele de vedere profesorul Mircea Coșa, profesorul Marius Văcărelu, astăzi în Piața Victoriei la Europa FM. Pe curând! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.